Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural aici la Alba Carolina TV. În această după-amiază, alături de invitatul nostru, vom povesti puțin despre Valea Sebeșului, despre Valea Frumoasei, așa cum aceasta a fost etichetată de marele nostru scriitor Mihail Sadoveanu, care adesea a poposit pe aceste meleaguri și mai mult și-a adus și prietenii, parte a elitei intelectuale și politice din România interbelică să viziteze aceste meleaguri. La un moment dat, acest Mihail Sadoveanu chiar și-a construit o cabană pe Valea Frumoasei, unde adesea venea pentru a se relaxa, pentru a vâna sau pentru a pescui. Punctual vom vorbi despre o așezare extrem de pitorească de pe Valea Frumoasei, despre Șugag. Am considerat că cel mai potrivit pentru a povesti despre această localitate, despre tradițiile, obiceiurile și aspectele culturate legate de Șugag, a fost și este domnul Vasile Duvlea, administratorul Căminului Cultural din Șugag, căruia îi spun bun sosit alături de noi, mulțumindu-i totodată pentru faptul că a acceptat să fie alături de noi și de telespectatorii noștri în această după-amiază. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație. Noi vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi și să ne povestiți atât cât timpul ne permite despre Șugag și despre ceea ce Șugagul are cel mai frumos de prezentat lumii. Întotdeauna când vorbesc de Șugag și despre domnul Vasile Duvlea, interlocutorilor le spun că domnul Duvlea este așa ca un aed, un adevărat povestitor. Sincer, până acum n-am mai întâlnit o persoană care să vorbească cu atâta dragoste și cu atâta patos despre Valea Sebeșului și despre Șugag și de asta mi-am dorit să fiți alături de noi. Mi-aș dori ca în deschiderea discuției noastre să vă rog să ne creionați un mic tablou istoric, etnografic al zonei Șugagului pentru ca mai apoi să abordăm subiectele de discuție propuse pentru această după-amiază, pentru această întâlnire. Da. Din punct de vedere istoric, Șugagul este atestat, adică ce se știe până în acest moment, încă din 1575. Dar în urma noilor cercetări la care am participat și eu, totuși se va adeveri că de fapt este o greșeală, o interpretare greșită a unui document. Șugagul este mult mai recent, mult mai nou. Șugagul atestat documentar se va putea stabili cu certitudine că este undeva în jurul, după anul 1700. Este apărut ca și o localitate de sine stătătoare. În Șugag pot să spun că avem acum niște proiecte la Căminul Cultural în care se numesc Șugagul un sat nou cu o istorie veche. Șugagul a apărut mai recent pe în rândul localităților de pe Valea Sebeșului. Dar totuși urme de locuire clar că au fost din cele mai vechi timpuri și recent s-au descoperit anumite obiecte, le-am expertizat pe rasa comunei Șugag aici la Alba Iulia și fac parte din istoria veche a Văii Sebeșului. După cum spunea marele cercetător Pavelescu, Gheorghe Pavelescu, spunea că Sebeșul, denumirile satelor de pe Valea Sebeșului reflectă foarte bine și foarte corect situația în care, din punct de vedere istoric, care s-a desfășurat pe Valea Sebeșului, adică Sebeșul nume unguresc, Petreștiu nume săsesc, Căpâlna, Sășcioriu, tot influență maghiară, până ajung la Șugag, unde intervine denumirea de origine slavonă, slavă. Șugagul. După aceea avem Bistra un pic mai sus, la fel, de origine slavă, pe când ajungem în vârf, în zona de munte, unde avem nume pur românești. Oașa, Frumoasa, acolo se vede clar cum că în partea de jos s-au amestecat culturile popoarelor venite, iar ceea ce a rămas românesc pur s-au
dus spre munte și au rămas, s-au conservat acolo. Am înțeles. Valea Sebeșului, localitățile de pe Valea Sebeșului, nu știm, au fost îndelung cercetate de etnografi. Sunt zone care se pot mândri cu niște tradiții, niște obiceiuri absolut unice. Unul dintre obiceiurile care pot fi încadrate în această categorie a obiceiurilor unice este statul Avase. Încă din momentul din care v-am lansat invitația de a fi alături de noi, mi-am propus să insistăm puțin asupra acestui obicei pe care, de altfel, colegii noștri de la televiziunea Alba Carolina TV l-au și documentat în momentul în care acesta s-a desfășurat în a doua zi de Paște. Este un obicei unic. Nu l-am mai întâlnit în alte localități de pe cuprinsul României, un obicei care la un moment dat a fost întrerupt, iar după o anumită perioadă de pauză a fost reluat de niște oameni inimoși ai Șugagului. V-aș ruga să ne povestiți puțin despre acest, despre acest obicei, dacă avem informații legate de istoria lui, de când datează acest obicei, în ce context acesta a fost, să spunem, abandonat, ca să ne folosim un cuvânt mai grav, și în ce context a fost reluat. Reluat, sigur. Acum putem spune că este unic, dar în vechime acest obicei se desfășura pe arii mai întinse. În toate satele din mărginimea Sibiului, în satele de munte din mărginimea Sebeșului a Sibiului, se desfășura acest obicei, dar sub o altă formă. Adică ajutorul care li se dădeau tinerilor din partea comunității se făcea acasă, adică nu în centrul satului demonstrativ, într-un cadru mai festiv. Nu. Deci fiecare știa la cine trebuia să avea obligația de a da cadourile respective, ajutorul respectiv, și mergeau acasă. Deci acesta a fost începutul. Cea mai veche mărturie despre acest obicei am găsit o doamnă tare cum se cade de la București, care s-a stabilit în Șugag, un medic stomatolog, mi-a trimis un manuscris realizat în perioada interbelică în Șugag de către o studentă, în care lua interviu, făcea un chestionar cu cetățenii din Șugag, și o doamnă, Ana Paștiu, în vârstă de 90 de ani, dădea date despre statul Avase, știu de la bunica ei. Adică dacă în perioada respectivă Ana Paștiu avea 90 de ani, dusă înapoi încă două generații, deci ne ducem foarte, foarte mult în spate, când părerea mea că odată cu popularea munților, zone de către oameni, atunci a fost și cadrul necesar pentru a se putea, s-a putut începe acest, pentru că a fost o chestie de întrajutorare. Și nu a fost deci pe lângă acest lucru cu vasele, ajutorul dat tinerilor căsătoriți, se mergea cu blidul, cum se spune, și acum au rămas acest obicei de a merge cu blidul și la mormântare și la nuntă. Adică oamenii, când doi tineri aveau nunta, comunitatea îi duceau o farfurie, un blid cu ceva mâncare să aibă la, pentru a face ospățul nunta respectivă, la fel și la mormântare. Deci toate astea trei au fost cam același lucru. După anul 1900 a început să se populeze foarte mult zona Șugagului și apăruse gospodăriile pe arii foarte mari și era foarte greu ca unei familii din Mărtinie, să spunem, la intrarea de jos a Șugagului să meargă în ziua de Paști să-i ducă un vas la unul din tău, Bistra, că era vorba de zeci de kilometri. Și cu siguranță preotul care a slujit atunci a avut o strălucită idee de a îi rândui în curtea bisericii. Acum, biserica era cam tot ce se întâmpla într-o comunitate atunci, preotul și biserica și consiliul parohial organiza totul în acea perioadă, așa că n-a fost greu
ai determina pe oameni să se întâlnească în curtea bisericii. După un timp, fiecare și-au pus o masă, au schimbat și darurile și a apărut ca obiceiul să se facă demonstrativ în văzul lumii, în fața bisericii, preoții făceau slujba respectivă, o binecuvântare pentru bir, iar comunitatea le dădea acest ajutor constând doar în vase, nu se dădea altceva. Cu siguranță oamenii aveau nevoie de multe lucruri, dar fiind timpurile grele, sărăcie, cei care au ajuns în acea zonă n-au plecat de la șes, de la terenul bun, drept, să se ducă în vârful munților pentru că le-a fost bine de unde au plecat. Au fost diferite situații legate de iobăgie, de tot felul de situații în contextul istoric de atunci, s-au retras în vârful munților pentru a fi mai liberi și atunci vă dați seama că numai prin ajutor se putea supraviețui. Deci era obligat să fie uniți. Și unele dintre aceste obiceiuri au apărut exact în acest context de ajutorare. Deci, concret, această practică era una menită să îi ajute pe cei care porneau la drum după căsătorie în ceea ce înseamnă viața de familie. Absolut. Acum, speculând, oare greșesc când asemăn această practică cu aceea a vecinătăților pe care le aveau sașii în orașele Transilvaniei, pentru că și acestea erau tot un fel de formă de întrajutorare atunci când se întâmpla ca într-o familie să existe un deces sau un moment mai deosebit, din banii strânși de vecinătate, familia respectivă era ajutată. Putem spune că tot și acest obicei a fost oarecum inspirat de comunitatea săsească învecinată de altfel a Sebeșului. E posibil, pentru că nu știu. De fapt, cred că vecinătății au existat inclusiv până pe Valea Sebeșului, la Sebeșelau și absolut, la Petrești au existat. De exemplu, în Șugac, prima zonă locuită mai intens de către oameni a fost pe Valea Grosăștilor, între Șugaș, într-o zonă. Deci clar că numele de Gros vine de la sași. Au fost câțiva sași, așa se știe și în legenda populară, că au fost câteva familii de sași care au venit pe o vale, s-au stabilit și de acolo și denumirea până zilele noastre de Valea Grosăștilor. Cu siguranță, dacă ne uităm și la arhitectura locală, noi vedem acele construcții și pe dealuri, în vârful muntelor, dar sunt făcute din material din lemn și piatră, dar au aceeași componență arhitecturală ca și gospodărie sașilor, cu ocolul închis, care s-au păstrat până acum. Adică nu vedem o casă liberă, desfăcută, să se vadă. Totul închis, e intim, stil cetate, aici e la mine, aici nu mă interesează treaba ta, nu mă bag la tine, tu nu te bagi la mine, intimitate. Deși că șugăjenii au păstrat până zilele noastre această dorință, nu știu cum să spun, un simț al proprietății foarte, mi se pare, un pic mai dezvoltat ca în alte zone. Orice, poți să ai orice cu șugăjanul, dar să nu iei terenul și nevasta. Restul, orice, dar acolo e problemă. La teren, poate chiar nevasta mai mere, dar la teren e ceva... Așa cum am spus, la un moment dat acest obicei a fost părăsit. Ce ne puteți spune despre acel moment și despre contextul în care obiceiul a fost abandonat de comunitatea locală a Șugacului? Sunt mai multe ipoteze, dar eu totuși cred că se spune că câteva familii din Șugac care au ajuns la o situație socială mai bună au considerat că nu mai este necesar ca acest obicei să se desfășoare, adică nu mai e oportun, pentru că avem ce ne trebuie, adică nu mai stăm să ne dea cineva ceva. Există și această posibilitate, dar eu totuși cred că, până la urmă, nu cred că e asta. Eu cred că după Revoluție, imediat, scăpând din acea perioadă, am crezut că nu mai avem nevoie de nimic, foarte multe situații s-au stricat, s-au deranjat în acea perioadă și eu cred că de acolo a fost și delăsarea și autorităților și poate și a bisericii și a tinerilor, a fost suficient ca cineva să lanseze ideea asta și
nu mai participa nimeni și dacă într-un an nu s-a mai organizat, tinerii nu s-au dus acolo, atunci nu-i organiza nimeni. Era un obicei sfânt, știa toată lumea să-și pună ce trebuie acolo, respectau tot ce pune pe masă, știau unii de la alții ce se întâmplă, nu trebuia să vină ca acum, ca să avem ședință cu ei să-i informăm și alte treburi, să ne ocupăm de anumite lucruri. Atunci era merea de la sine, înțeles. Și probabil că toate astea adunate la un loc, eu totuși cred că situația de libertate pe care am primit-o dintr-o dată, am zis gata, noi nu mai avem nevoie de nimic, acum sau e altă lume, nu știu ce, nu știu cum. La fel, așa s-a întâmplat și cu serbarea păstorească în acea perioadă, nu numai acest obicei. Imediat nu s-a mai făcut nici serbarea păstorească, formația de fluierași 2-3 ani nu s-a mai ocupat nimeni, nu a mai mers nimeni, a fost o ruptură, după care imediat probabil că am dat cu capul de realitate și mă, să stai că nu-i chiar. Să știți că aceeași situație mi-a fost relatată și de doamna Virginia Linu, pe care am avut-o invitată în cadrul pașaportului nostru cultural, pentru a ne povesti despre costumul popular. Dânsa ne spunea că imediat după Revoluție, noi am cam lăsat deoparte vechile pânzeturi, țesute de bunicile și de străbunicile noastre, vechile costume populare, le-am abandonat pentru a le înlocui cu veșminte comerciale produse din materiale de, din afară. Și pe măsură ce străinii au început să vadă și să aprecieze valoarea costumelor noastre populare, a motivelor noastre populare, și noi am reînceput să purtăm și să etalăm aceste costume și să le promovăm în țară și dincolo de granițele țării și chiar să ne instituim o zi internațională ei odată pe an. Da, cu siguranță. La momentul potrivit, zic eu, acest obicei a fost reluat. Ne puteți povesti puțin despre momentul relorii acestui obicei și cum a evoluat el din acel moment și până în zilele noastre, până în anul de grație 2023? Acum, scânteia a apărut de la domnul Moga, domnul Marius Moga, care în acea perioadă era angajat al, nu știu cum se numea atunci, că nu era centru de cultură, îi spunea altceva, altcumva, dar în fine, într-o instituție de genul acesta, dumnealui fiind din Șugag deloc, părinții, bunicii sunt născuți în Șugag, știind acest obicei, a trăit cu el când a fost mic, fiind exact și angajat la locul potrivit, a depus un proiect din partea instituției la care lucra, pentru Consiliul Județean, o colaborare cu primăria, cu biserica din Șugag și ne-am pus de acord să vedem dacă se poate face. Am făcut primul an experimental. În primul an a fost foarte ușor pentru că toată lumea era entuziasmată, ceva nou, tinerii, miri, bucuroși, veseli, că ceva, s-a întâmplat ceva, ei sunt primii care fac lucrul acesta, a fost destul de ușor în primul an. După aceea a fost un pic mai greu, adică, nu știu, o trebuie să muncim un pic mai mult, muncă de lămurire, dar e vorba de 2-3 ani, ca să nu întrerupem din nou. După aceea am și venit noi, ca instituțiile care ne ocupăm de aceste activități, într-ajutorul lor, cu anumite sume de bani pentru a nu cheltui ei absolut nimic, deci ei vin și aduc de acasă doar lucrurile, cozonacul și prăjiturile ce pun acolo, vinul, vinarsul, restul pregătim absolut tot noi pentru a nu le fi greu, că și așa au de haine și ce au de pus acolo, au destul de făcut, dar ce am putut am făcut noi, instituțiile care le pregătim, să le fie lor ușor, să nu fie greu, dar acum, în acest moment, deci pot să spun că obiceiul are continuitate, fără niciun fel de problemă, nu trebuie să mai umblu după nimeni, cum trece iarna, deja încep să mă sune, să, domne, și noi vrem, treceți-ne, deci lucrurile au intrat în făgașul normal. Asta mi-a plăcut și am apreciat foarte mult. Faptul că autoritățile locale se implică efectiv în susținerea acestui gen de evenimente și nu doar autoritățile locale, pentru că am constatat în ultimii ani inclusiv prezența autorităților județene. L-am văzut chiar și anul acesta pe domnul președinte al Consiliului Județean, Ion Dumitrel, participând efectiv la manifestarea organizată în a doua zi de Paște. Nu cred că a lipsit niciodată, nu țin minte, nu cred că a lipsit niciodată. Nu.
Astăzi, numai așa se poate. Astăzi, deci, așa cum ne-ați spus, acest obicei este însoțit și de câteva momente festive ca să încânte pe cei, pe cei prezenți. Și l-am mai lărgit, tocmai pentru ca oamenii să rămână în centrul satului, să socializeze, să povestească, să mai schimbe o vorbă, pentru că vrând nevrând și modernismul ajunge peste tot și în vârful muntelor, oriunde tehnologia apare și își face treaba. Vă dau exemplu, când eram eu copil în centrul satului, deci nu exista, deci nimeni din sat nu stătea acasă, venea în sat în centru și pleca spre seară. Deci era un întreg furnicar în sat. În schimb, acum toată lumea vine cu mașini la biserică, dacă o familie are două mașini în familie, vine cu două la biserică și când se termină slujba să sune mașini, să duc acasă, adică ei s-au schimbat și tocmai aceste acțiuni le-am lărgit un pic pentru a face pe om să lase mașina acasă, să vină, să stea, să socializeze, să povestească, măcar de câteva ori pe an. Și aceste momente de socializare sunt benefice iarăși pentru cei care vin din afară. Am avut surpriza să urmăresc materialul realizat de colegii noștri în acest an și să observ o doamnă care mărturisea că i-a venit din străinătate special pentru acel moment, nu atât pentru sărbătorile pascale în familie, cât pentru a fi prezentă la obiceiul statului la vasă, care cu siguranță a fost însoțită de întâlniri cu foști prieteni, foști cunoscuți, evident, și de, bineînțeles, amintirile, poveștile aferente acestei întâlniri în centrul Șugagului. Acum, Căminul Cultural Șugag este o instituție vie, este o instituție prezentă în viața comunității, este o instituție prezentă inclusiv în mediul online, am văzut că aveți o pagină de Facebook extrem de activă, este o instituție care desfășoară proiecte în comunitate și pentru comunitate și mi-aș dori ca în continuare, în minutele care urmează, să povestim despre o parte din aceste proiecte pe care le derulați cu succes la Căminul Cultural Șugag. Unul dintre proiectele dragi dumneavoastră știu că este acela al bazei documentare fotografice a localității Șugag, o bază documentară care s-a îmbogățit consistent în ultimii ani și despre care v-aș ruga să ne povestiți puțin cum s-a născut ideea acestei baze documentare și cum ea s-a construit pas cu pas în ultimii ani. Aici cred că putem vorbi de o pasiune personală și de acolo a plecat totul. Prima sclipire care am avut un șoc foarte mare a fost când într-o colibă din Tole, de unde m-am născut eu, pe un perete am văzut o fotografie, o mireasă pe cal în fața bisericii vechi. Mirele, da, foarte frumos realizată fotografia. M-am tot uitat și cine o fi, ce o fi, unde o fi, că era parcă ruptă din altă lume. Am făcut tot posibil să mă dea a cui era fotografia, deși foarte greu se putea obține o fotografie de la o familie să ce-o dea. Era o muncă foarte, foarte grea, dar am reușit și am citit pe spate că e făcută de celebrul fotograf Iosif Fischer de la Sibiu, după care am găsit că e făcut în fața bisericii vechi în Șugag, înainte de 1912, înainte să strice biserica. Și parcă așa mi s-a deschis, mi s-a părut că totuși acolo e ceva de a descoperi, o curiozitate foarte mare în ce constă fotografia veche. Și am început să adun peste tot, după care am început să învăț să le copii, am lucrat cu prieteni din Alba Iulia peste tot, până le-am scanat, le-am așa, și am început să-mi fac o colecție proprie în prima fază. După care, dacă s-a nimerit să mă angajez la Căminul Cultural, zic, n-are niciun farme să mi le grămădesc acasă, pentru că totuși până la urmă face parte din comunitate, trebuie să rămână la comunitate. Și am dezvoltat proiectul în Căminul Cultural. Am avut depus un proiect pe fonduri europene prin Gal Mărginimea Sibiului cu ceva ani în urmă. De-am făcut o parte din fotografii
după care alocăm banii fiecare an prin bugetul care îl fac din partea căminului. Mi se acordă o sumă de bani în care le corectăm, le facem pe un suport rigid să reziste în timp și nemai având loc unde să le expun, acum le punem pe îndosare pe secțiuni, adică imagini legate de arhitectură, adică străzi vechi, zone vechi, case vechi din șugag până aproape în prezent, pe port popular. Se vede foarte clar evoluția portului popular în acele fotografii. Exact ce a spus dumneavoastră legat de influența săsească legată de obicei. Să știți că în jurul anului 1900 costumul era exact ceea ce se vede, se purta în partea de jos, pe Seca și jurul Sebeșului. Deci clar că oamenii mergând, plecând în acea zonă, au plecat și cu acest costum popular și în fotografii se vede. Mulți șugăjeni spun, ăștia nu-s de la noi, că hainele nu-s. Nu, sunt de la noi. Numai problema că un pic mai încoace a apărut influența costumului de săliște peste munți, au început magazinele să vină în zona noastră, meșterii și așa mai departe. Dar este o legătură foarte strânsă între sași, exact ceea ce vorbeam înainte, și locuitorii de munte. Așa, cantitativ. Câte fotografii ați văzut? Da, da. Ceea ce avem acum în lucru, ne apropiem de 1000 de exponate, deci peste 800 sunt deja inventariate și restul sunt în lucru. Și îmbucurător că oamenii au început să caute. La început mi-a fost greu, pentru că, exact cum am spus înainte, era foarte dificil să-i ceri unui om o fotografie cu strămoșul lui. N-o scotea din ramă, Doamne ferește. Și muncă de lăburire, vedea că intenția a fost bună, așa, îi le dădeam înapoi, după ce le copiam și acum încep să vină ei. Deci nu mai e o problemă. Da, vin, ce vezi să-mi o pui și mie. Vezi că pe moșul nu l-am văzut, n-ai pus-o, mă mai și iau de urechi pentru că nu le pot pune toate. Da, poate și expunerea lor în căminul cultural a fost un element încurajator. Apoi nu mai spun de turiști, că vin foarte mulți turiști pe timpul verii sau și iarna pe la pensiuni și normal că turiștii întreabă, mă, ce avem de făcut pe aici? Îi trimite la cămin, ce mergeți acolo? Acum, dacă m-am ocupat personal de fotografiile respective, cele mai interesante care sunt expuse au și o poveste. Eu o știu. Vă dați seama că vin turiștii și îi întreb cât timp ai poți să stai. Și atunci mă raportez și le fac o tură cu poveștile legate de fotografii. Că sunt povești fascinante. Mm-hmm. Am văzut că ați început inclusiv pe pagina de Facebook a Căminului Cultural să expuneți o parte din aceste fotografii, da. Nu toate bineînțeles, unele însoțite chiar cu povestea din spatele fotografiei sau cu biografia personajului sau personalității pe care acestea le înfățișează. V-ați gândit ca pe viitor aceste fotografii inventariate și împărțite pe domenii să le reuniți între copertele unui album sau unor albume sau unei serii? Da, cu siguranță. Recent a început, s-a deschis așa o modă a editării surselor foto-video. Problema e că e un volum foarte mare de lucru și sunt implicat pe mai multe proiecte deodată și vin oamenii cu fotografii și multe dintre ele zice, am adus-o, aceea am găsit-o, dar nu știu cine-i. Mi se pare că e foarte faină realizată, personaj, tot ce ține de îmbrăcăminte și tot, nu pot să o refuz. Și atunci o expun și de câte ori aud o opinie, mă, seamănă cu ăla, notez, clar. Mai vine încă unul și dacă-s două, trei surse, mă apropii încet și descoperi cine e în fotografia respectivă. Și acolo unde le inventariez în dosarele respective, e și cu descriere, pe cât posibil, cam tot ce găsesc. Anul, perioada, cine-i poreclă, a cui, diferite lucruri. Da, probabil că în timp se va concretiza vreo lucrare. Am întrebat lucrul acesta pentru că știu că aveți o colecție foarte interesantă cu membri ai comunității locale, participanți la cele două războaie mondiale și cred că acele surse ar fi extrem de valoroase pentru comunitatea științifică. E foarte interesant, am găsit fotografii din primul război mondial mult, mult mai multe decât din al doilea.
nu știu care e cauza, fotografii de foarte bună calitate și foarte multe cu soldați din Shugag, cu oamenii din Shugag căzuți pe front. Am beneficiat și de acele tabele cu toți cei prezenți în primul război mondial căzuți pe front și toată situația lor. Mi-a fost de foarte mare ajutor că am găsit ceea ce nu pot spune despre al doilea război mondial. Acum suntem în lucru referitor la al doilea război mondial. Avem un proiect, sper din tot sufletul și țin să îl facem. Avem înțelegere și la primărie, clar că de mult e trasat. Acum l-am pornit. Am și mobilizat, de fapt, un grup de femei, le-am expus ideea unor femei din Shugag și le-am explicat cum s-a putut face monumentul din primul război mondial la Shugag. Monumentul de la Shugag e făcut de Reuniunea Femeilor Ortodoxe, văduve. Adică, dumneavoastră fiind istoric, știți foarte bine că, dacă nu mă șel, Regina Maria a contribuit la înființarea culturii, la societatea culturii eroilor, în care fiecare localitate și-a făcut sediu, nuclee, și ei au avut în obiectivul lor de muncă să-și facă monumentele eroilor în fiecare localitate. Probabil că de asta le și avem în primul război mondial, ceea ce nu putem vorbi de al doilea. Nu s-a mai ocupat nimeni așa atunci. Și atunci la Shugag, un grup de femei, celor care le-au murit bărbații sau fiii sau și în război, au făcut rost de bani, au pus și ele, au mers din casă în casă, au făcut rost de o sumă de bani și au ridicat monumentul care îl avem în 1926. Dacă nu mă șel, e primul monument pe Valea Sebeșului ridicat la Shugag. No. Și pe monument, o plăcuță frumos scris acolo că acel monument a fost făcut cu sprijinul femeilor ortodoxe din Shugag. E, am propus ideea unui grup de femei să ne ocupăm de cercetare, de povești. Că eu nu știu, încă nu am găsit undeva o listă în care să mi se spună, na uite Vasile, aici ai lista celor din al doilea război mondial care au fost. Nu am găsit până acum, nu știu. Nici nu dacă este, o să mă interesez să vedem, dar am zis că să facem muncă de cercetare pe teren, ca fiecare să întrebe de bunici, de străbunici ce mai au, dacă au fost, dacă au venit din război, dacă au venit rănit, și să le centralizăm toate datele, facem o cercetare la firul ierbii în Shugag, bineînțeles și prin instituțiile statului să vedem. Eu știu că în primărie și în biserică nu există nicio listă cu cei care au participat în al doilea război mondial. Trebuie să găsim alte surse, nu știu, pe la unitățile militare încă nu îmi dau seama unde trebuie. Sau la serviciile, sau la serviciul județean al arhivelor. Posibil. Naționale din Alba, cu siguranță se vor găsi. Da, da. Am văzut că au făcut și alții și automat o să mă interesez cum au reușit și alții și deci să... No. Și la sfârșitul cercetării ne propunem să facem un monument și pentru cei din al doilea război mondial, pentru că sunt destui eroi și din acel război. Da, ar fi o premieră pentru Valea Sebeșului, așa cum a spus. Noi avem monumente dedicate doar eroilor din primul război mondial. Da. Din păcate, la Sebeș încă nu avem un monument dedicat eroilor, dar începând cu zona Petrești, Sebeșel, Sășciori, urcând înspre munte, există astfel de monumente, da, în prezent îngrijite de autoritățile locale. Un alt proiect drag dumneavoastră și Căminului Cultural din Shugag, știu că este acela al elaborării unei monografii a localității Shugag, un proiect despre care ne-ați spus că s-a născut, s-a înfiripat în anul 2020. Ne puteți spune în ce stadiu este în momentul de față acest proiect și pe când preconizați dumneavoastră că va apărea această monografie a Shugagului? Ca orice lucru, când te apuci de treabă, îți faci un plan. Acum și noi ne-am făcut un plan, numai că imediat acel plan s-a dus așa într-o parte, pentru că ne-am dat seama că de fapt atestarea documentară a Shugagului e greșită. Acum nu pot să spun 100% că suntem perfect 100%
siguri că e așa, dar acolo se va ajunge, după toate sursele pe care le-am găsit, se va concretiza că, de fapt, prima atestare documentară despre Shugag e vorba despre inscripția locuitorului în Transilvania făcută de Micu Clay, 1750. Atunci apare pentru prima dată Shugagul ca și localitate de sine stătătoare, cu biserică, cu un cantor și așa mai departe, cu 240 de locuitori. În 1575, despre care se vorbește că e atestarea documentară, așa se știe peste tot, oriunde intri și pe internet, peste tot acele date se dau, nu e reală, pentru că, mergând pe firul documentelor de unde s-au plecat, în documentul respectiv, scris în maghiară în 1575, în urma unei lupte, de fapt, se spune doar de comuna Sășciori și Sebeșel. Shugagul nu exista ca și localitate sau ca sat. Era o componentă a comunei Sășciori în acea perioadă. Încă nu se individualizase ca și localitate. Nu. Și atunci noi ne-am propus ca în 2025 să avem un număr de ani și în 2025 să gătăm cercetarea să putem face această monografie. Dar dacă o putem finaliza, e foarte bine, dar nu mai corespunde cu ce ne-am propus noi. Ne-ați spus că la baza acestei viitoare monografii stă și un fond impresionant de documente pe care l-ați identificat în Arhiva Bisericii din Shugag. Am reușit să povestim puțin despre această arhivă în minutele pe care le-am avut la dispoziție înainte de emisiunea noastră și aș vrea să prezentați acest fond documentar și în fața telespectatorilor noștri și să ne spuneți de ce nu, ce comori ați găsit în această arhivă. Niște lucruri fascinante, extraordinar. Mai povesteam, că îmi place foarte mult să povestesc și cu colegii pe la lucru și peste tot, duminica, prin sat sau pe unde ne întâlnim, și întreb oamenii ce știu pe cale orală. Și deja începând să văd ce scriu documentele, de multe ori sunt paralele, sunt 180 de grade. Una se știe, una se îi de fapt. Oamenii vorbesc foarte mult despre donații, că moșul meu a donat cu tare la biserică și al meu, deja câte 2-3 pe câte un loc a donat bisericii, ceea ce nu e chiar așa, e puțin mai altfel, pentru că documentele spun cu totul altceva. Și se află foarte, foarte multe lucruri. Ceea ce aseară, de exemplu, am descoperit când am făcut, că de fapt biserica a fost construită și acoperită cu țiglă, ceea ce nu mi-am putut imagina, n-am găsit nicăieri. Ceea ce acum e cu tablă, dar în 1933 au avut loc o reparație, a venit o furtună, au dat jos crucile de pe biserică și un membru al Consiliului Parohial, Ioan Pavel Bogdan, propune să o acoperim cu pleu. Pentru ceea ce e și acum. Nimeni nu mi-a spus acel lucru și am aflat că de fapt biserica când s-a făcut, a fost făcută cu țiglă. Nici eu n-am știut. Dar sunt multe, multe lucruri care s-au găsit. Faptul că problema școlilor, deci tot ce s-a scris acum în Shugag despre evoluția școlii în Shugag și despre înființarea școlilor pe dealuri, nu-i reală. Eu am văzut ce, am comparat cu ce s-o scris și am găsit procesele verbale la ședințe cu tot, absolut ce avea până, când s-au făcut școlile respective. De exemplu, în satul Bârsana, pentru a nu mai coborî copiii de acolo la școala din sat, mulțindu-se tot mai mult, era un abandon școlar foarte mare, că nu puteau oamenii să-și trimită copiii. Nu toți aveau case în sat pentru a-i lăsa cu cineva aibă, și atunci, nefiind nici internat, nimic, a abandonat școala. Și încă din 1906 s-a făcut un an școală experimentală într-o gospodărie în satul Bârzana, să vadă dacă funcționează. Și de atunci încolo s-a făcut pauză 2 ani, după care s-a dat drumul și s-a făcut ceea ce noi știam că deja s-a făcut în 36 școala, dar nu, e făcută în primul an, în 1906. Mult mai devreme. Da. Sunt foarte multe lucruri. Felul cum, pe mine
Am rămas foarte impresionat de felul cum Consiliul Parohial din acea vreme punea problema asupra bunului mers al societății, al comunității. Relația dintre Consiliul Parohial și preot. Acum nu cred că e chiar așa, nu știu, că nu sunt foarte apropiat de zona asta. Dar am constatat că acei membri, încă din 1903 până 1935, au fost aceiași. Unu, doi, dacă au fost chemați, de aceiași oameni. Fruntea satului au fost în conducerea bisericii și am observat deciziile care le luau Consiliul Parohial să respecta într-un tocmai de către preot până cea mai mică, până la cea mai mică virgulă. Pentru că găseam imediat procesul verbal dacă îl lăudau pe preot pentru ce au făcut sau îl trecea de urechi. Deci am rămas foarte surprins văzând că în 1920 preotul, probabil că era o regulă, nu știu, cerea un atestat de moralitate către Consiliul Parohial. Adică Consiliul să-i facă o evaluare asupra a preotului. Cum s-a comportat în acei ani. Bineînțeles că Consiliul Parohial l-a lăudat pentru construcția bisericii cu eforturi foarte mari. S-a făcut biserica din Șugag, a făcut-o cu contribuția și cu banii șugăjenilor. L-au lăudat tot ce trebuie, i-au dat calificative maxime. Asta au fost prin septembrie. Numai bine că la Bobotează au stabilit taxele cu care se plătea Bobotează, adică minim 3 lei și maxim 10 lei. Era stabilită o taxă și preotul trebuia să încadreze în taxele respective. Și, uite, s-a întâmplat și o dat de înțeles într-o slujbă înainte de a merge pe dealuri că, de fapt, costă 10 lei. Au pus maxim. O dat de înțeles că trebuie să plătească maxim pentru a scoate probabil mai mulți bani. Găsesc în luna ianuarie procesul verbal, dar nu așa. Deci l-au pus la punct pe preot, l-au muștruluit, l-au pus să-și ceară scuze. Deci nu a existat, mă, suntem de 30 de ani aici toți, lasă că ne astupăm unul pe altul, ne apărăm, nu știu cum. Deci au fost se pare că au fost niște oameni mult mai, cu moralitate mult mai verticală, mult mai consecvenți. Adică în momentul când au trebuit să-și laude, preotul l-a lăudat și când a fost de taxat, l-au taxat fără niciun fel de problemă. Da, erau încă niște vremuri în care Consiliul Parohial avea o mare influență în comunitate și în cazurile în care preotul o călca pe bec, putea fi schimbat la solicitarea membrilor. Era propus în acel proces de Consiliului propus. Parohial și episcopul nu avea încotro, trebuia să țină cont de sugestia, plângerea reprezentanților comunității până la urmă. Foarte, foarte interesant. În anul 1927 s-a sfințit biserica din Șugag. Construcția ei a început în 1912. A reușit să o acopere, să-i pună acoperișul în numai 2 ani de zile, în 1914. Materialele au început să le adună și banii și fondurile bănești din 1904. Până în 1912 au adunat materiale, au împărțit Șugagul, gândiți-vă, și oricare se poate gândi să faci acum o astfel de acțiune. Să împarți o localitate în 4 clase în funcție de posibilitățile fiecăruia. Nu știu dacă cineva ar fi în stare să facă acum. Să spună, tu trebuie să plătești familie că ești cel mai, printre clasa întâi, plătești cel mai mult. După aia următorul, tot așa. Îmi imaginez ce mișcări și ce zarvă s-ar face și ce discuții. Atunci s-a putut. Deci Consiliul Parohial a clasificat Șugagul în 4 părți cu puteri financiare fiecare pentru contribuția care o aveau de dat pentru facerea bisericii. Așa s-a putut face. Care au avut posibilitatea o plăti mai mult, care nu mai puțin. Și din 1904 până în 1912 s-a adunat materiale și banii. În 1912 a stricat biserica veche care a fost, s-a apucat să o facă pe asta
și în 1914 a acoperit-o și doar în 1925 a putut-o sfinți definitiv, cu totul, cu totul, cu totul. Da. Și acum, în 1927, pardon, am greșit, în 1927 au fost sfințite. Acum, peste 100 de ani, la 100 de ani, ne gândim ca toată cercetarea asta să o putem concretiza într-o lucrare special doar pentru biserică, sunt foarte multe date, toate lucrarea legată de partea religioasă a Șugagului, ce ține de bisericile vechi care au fost înainte, de cimitire, de locații, de tot ce ține de acest subiect. Și în 1927, peste câțiva ani, să putem să facem o resfințire a bisericii, o aniversare, 100 de ani de la sfințirea bisericii. Sunt ferm convins că discuția noastră este urmărită de niște prieteni care s-au plecat în ultimii ani asupra cercetării cărții vechi din Transilvania și nu-mi vor ierta faptul că nu vă întreb acest lucru. În arhiva pe care ați cercetat-o a Bisericii Ortodoxe din Șugag există un fond de carte veche, de carte veche bisericească, bineînțeles. Există. Mm-hmm. Numai, cum v-am spus, e scris în chirilică și deocamdată n-am... Da, în limba română cu chirilice. Da. Și așa cum s-a întâmplat în multe, multe cazuri, preoții obișnuiau în Șugag să conserveze anumite date pe marginea acestor volume sau în acele pagini libere de la începutul fiecărei cărți. Am găsit foarte multe și nu numai la biserică, am găsit și în cărți particulare a unor cantori sau slujbași ai bisericii care aveau probabil cărțile lor sau nu știu, care au rămas foarte multe date scrise pe spațiu rămas liber. Uh-huh. Pe foaie mai rămâne un spațiu liber acolo și notat foarte micut. Multe date am găsit despre calamități naturale, despre tot felul de lucruri. Sunt interesante aceste consemnări marginale, cum se... Am găsit pe o astfel de carte, pe mai multe file, amintiri din viața mea a unui Roman Gheorghe sau Petru, îmi scap acum, în care spunea anumite fenomene naturale mai deosebite de-a lungul timpului. Și acolo am găsit că în 46, dacă mai țin mine minte, a fost o secetă năprasnică, de-o ars foarte multe pădure în Oașa, în Prigoana, era consemnat o furtună în care spunea că la o colibă în Bârzan, între Șugaj, în zona acolo, așa furtună a venit de-o luat vântul casa, coliba și-o rămas omul pe vatră. În mijloc, practic, o luat casa și o aruncat-o și omul a rămas acolo, în interior, lângă vatră, pur și simplu. Am găsit tot felul de lucruri foarte faine și interesante. Pentru că încetul cu încetul ne apropiem de finalul discuției noastre, nu aș vrea să ne despărțim fără a povesti puțin despre o altă instituție, aflată în imediata vecinătate a Căminului Cultural din Șugag, despre muzeul din Șugag, o instituție care, zic eu, nu este încă suficient de cunoscută de cei care tranzitează Valea Sebeșului implicit și localitatea Șugag și cred că ar merita ca toți cei care trec prin această zonă să se oprească câteva minute, preț de câteva minute, și să viziteze ceea ce, și să admire, bineînțeles, ceea ce acest muzeu găzduiește între pereții săi. V-aș ruga să ne povestiți puțin despre această instituție despre modul în care ea funcționează. Părerea mea că inițiativa a fost foarte, foarte bună a celor care s-au ocupat de înființarea acelor expoziții etnografice la nivelul fiecărei localități. A fost o acțiune la nivel de județ, a fost foarte bine venită, toate lucrurile de acolo, exponatele sunt donații de la oameni, cum trebuie. Problema la Șugag, din punctul meu de vedere, e următoarea. Spațiul alocat acestui muzeu, acestei expoziții,
mi se pare mie că nu, deocamdată în situația care se află acum, nu poate fi pus în valoare foarte mult. Nu poate fi structurat. Au fost cu totul altceva acolo, sunt foarte multe exponate, sunt multe de valoare. Eu totuși sper că pe viitor vreodată să se poată concretiza această expoziție după alte reguli într-o altă locație unde să se poată face ca și piesele care sunt acolo să fie puse în valoare. Că nu știu, degeaba sunt piese bune și de valoare dacă nu sunt structurate pe domenii sau într-o anumită regulă. Nu știu dacă poate fi apreciat așa de mult cum ar trebui. Nu că nu este, că sunt turiști care vin și avem angajat acolo, e colega noastră, acolo o vede de el, e indiscutabil. Deci nu se pune problema. Singurul lucru care eu, dacă aș avea putere și posibilitate, i-aș da o altă destinație. Și gândită expres pentru o expoziție, în care să fie o cameră din anumită perioadă, numai cei în camera respectivă. Există un astfel de proiect în perspectiva autoritățile locale? Deocamdată nu. Calcul la așa ceva? Nu. Deocamdată nu cred, nu știu, pentru că lipsa spațiilor e problemă. E problemă. Că când s-a deschis, a fost în internatul școlii, a fost în altă locație, de acolo trebuie scos, că s-a modificat, s-a mutat numai unde, pe unde s-a putut. Am înțeles. Da. Și muzeul, din moment ce există un responsabil, da, da, poate fi vizionat, vizitat conform unui program stabilit. Da, da. Deci nu prin intervenție speciale. Nu, că există angajat bibliotecar și la persoana de la bibliotecă răspunde și de expoziția etnografică și tot timpul, adică e cu normă întreagă, tot timpul e acolo, se poate vizita oricând. Am înțeles. Nu e problemă. Bun, încetul cu încetul ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. În mare am cam atins subiectele pe care ni le-am propus pentru această după-amiază. Dacă dumneavoastră considerați că ar mai fi ceva de adăugat celor ce le-am expus, v-aș ruga. Aș dori foarte multe lucruri și de povestit și de făcut, că sunt o mie și una de lucruri de făcut. Pe mine mă îngrozește un lucru, ținând cont de acest lucru. Sunt primării care nu au niciun angajat al unui cămin cultural. Nu dau exemple. Pentru mine așa rămâne de șocant, ca și când nu-i nevoie, nu avem ce face. Adică foarte multe cămine culturale au în domeniul lor de activitate gândirea asta că acolo trebuie să facă nunți, botezuri, chefuri, nu știu ce și cam atât. Cam acolo, majoritatea căminilor culturale cam cu asta se ocupă din păcate. Pe când sunt atâtea lucruri de făcut, enorm de multe, dacă o primărie ar găsi un om care, fiecare primărie și-ar găsi un om pasionat și să fie exact pe ceea ce trebuie să facă acolo, ar fi un câștig pentru toate comunitățile. Pentru că sunt atâtea lucruri de roscolit într-o comunitate și de cercetat. Și exact atribuțiunea căminului culturale trebuie să facă acest lucru. Deci nu neapărat chefuri, nu îți închiriez căminul cultural la cineva, i-am dat cheile, m-am dus și preiau. Și văd că foarte multe primării tratează în felul acesta, ceea ce nu-i... Pentru că există un potențial extraordinar de mare în lumea satului. Încă mai există. Poate că urmărind această discuție și urmând exemplul Șugagului, autoritățile locale vor lua măsuri în această Eu în am această un avantaj, pot să spun, mi-a plăcut și politica, n-am stat prea mult prin zona ei, că totuși era complicat, dar am un avantaj că am o relație bună cu conducerea primăriei și am ajuns la nivelul în care o facem profesional, adică la începutul anului depun un proiect de venituri cheltuieli din partea căminului, mi se aprobă și atunci am un program pe tot anul. Știu că eu trebuie să fac acțiunea asta, asta, adică am un program pe tot anul și îl duc la... Pentru că am banii respectivi, că fără bani totuși... Corect. Nimic nu se poate realiza. Stimate domnule Duvlea, vă mulțumesc că ați fost în această după-amiază alături de noi și că ne-ați împărtășit
câte ceva din activitatea pe care o desfășurați la Căminul Cultural Șugac și vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a fi alături de noi și de telespectatorii. Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și invităm pe cât mai multă lume. În 20-21 mai avem serbarea păstorească Ziba de Cufluiera. Se ține în centrul satului, se face datorită plecărilor animalelor la munte, ceea ce teoretic nu se mai pleacă pentru că a ieșit această preocupare a oamenilor din activitățile de bază să desfășoară altfel, dar noi tradiția o ținem, deci avem o manifestare frumoasă în centrul satului, ne bucurăm să fie cât mai multe lume, pentru că pregătim tot felul de un spectacol frumos pentru public, pregătim produse culinare, produse de tradiționale, tot felul de lucruri legate de... Mulțumim pentru invitație și mulțumesc le mulțumim. Și telespectatorilor noștri că au fost alături de noi, că ne-au ascultat, iar până data viitoare îi invităm să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune! La revedere!